În cadrul masterplanului implementat de operatorul regional APASERV, infrastructura de apă canal din orașul Tășnat se află în prim proces de modernizare. Valoarea totală investițiilor este de aproximativ 15 milioane de euro. Unde Tășnadul este beneficiarul unei investiții însumând aproape 15 milioane de euro. Și aș vrea să exemplific. În primul rând discutăm de 20 de kilometri de rețea de canal nouă. Practic, la finalizarea acestei investiții importante, orașul Tășnat va fi canalizat în totalitate. Schimbarea 7 km de rețea de apă potabilă pe străzile unde avem probleme, rețelele fiind îmbătrânite. De asemenea, va fi construită o stație de epurare modernă, iar stația de pompare a apei potabile va fi reabilitată integral, valoarea investiției fiind de 3,5 milioane de euro. O nouă stație de epurare cu o valoare de aproximativ 3,5 milioane de euro, cu termen de finalitate tot sfârșitul acestui an, reabilitarea stației de pompare a apei, o lucrare care este avansată și o să o finalizăm cât de curând. Deci este un pachet important pe această componentă, infrastructura apă-canal. Primarul Vasile Mitrașcă le cere tășnădenilor să aibă puțină răbdare, chiar dacă aceste lucrări le creează disconfort. Edilul șef a adăugat că toate străzile afectate de aceste lucrări vor intra într-un program de reabilitare.